Stimați colegi, a fost nevoie să treacă 2 mai, Ziua Națională a Tineretului, ca să mai realizez încă o dată cât de deconectată este clasa politică de la acest sector, pe care îl bagă în seamă doar la ocazii speciale. De aceea tinerii nu se simt reprezentați. O mare parte dintre ei doresc să plece din țară, din cauza lipsei de oportunități și durerea politicienilor se prezintă la vot într-un procent ridicol de mic, tot ridicol de mic este și faptul că prin ministere nu avem specialiști în politici publice pentru tineret, iar expertiza vine de regulă de la organizații neguvernamentale. La fel cum este ridicol faptul că avem anul acesta un minim istoric în ceea ce privește procentul din PIB alocat educației, 2,58%, deși legea prevede 6%. Sau că noul înființat Minister al Tineretului este nefuncțional după aproape șase luni, asta exact în anul european al tineretului. Vorbeam mai devreme despre cât de rupți de realitate sunt majoritatea politicienilor și ne vin exemple din țară unde bugetul întreg alocat tineretului din diverse primării este jumătate din bugetul alocat unor concerte de muzică populară care s-ar fi dorit să fie evenimente pentru tineri organizate de 2 mai. O lipsă clară de viziune sau poate chiar a intenția am putea spune. Sunt multe lucruri de rezolvat pentru tinerii din România, mai ales în contextul provocărilor cauzate de pandemia de COVID și mă refer aici și la trecerea la mediul hibrid de învățare și rămânerea în urmă de care au avut parte unii, unii tineri, sau izolarea. De aceea o să vă dau câteva exemple din teritoriu, mai exact din județul Maramureș, din care provin, unde reprezentanții organizațiilor de și pentru tineret mi-au transmis nevoile tinerilor în urma consultărilor cu aceștia. Vitoarea generație își dorește servicii de informare cu privire la oportunitățile pentru tineret. Servicii gratuite de orientare în carieră, educație financiară, educație sexuală, sau de consiliere și psihoterapie. Și mă bucur că o parte dintre acestea sunt cuprinse în viitoarea legea tineretului, la care am lucrat în Comisia pentru Tineret și Sport alături de colegi și pe care am amendat-o. Este datoria noastră să fim în, permanent, în permanență în contact cu tinerii, pentru că ei trebuie să fie ascultați, sprijiniți, de fiecare dată când au nevoie, nu doar la ocazii speciale sau când politicienii vor atenție sau titluri onorifice pentru orașele lor. Mi-aș dori o clasă politică care să fie cu adevărat atentă la nevoile viitoarei generații și nu doar declarativ sau în momentele speciale când e bine să te adresezi tinerilor. La mulți ani tuturor tineri, tinerilor din România. Vă mulțumesc, Brian Cristian, deputat de Maramureș.